Gata, sunteți pregătiți să mă ascultați? Sunteți pregătiți să dați ceva și la televizor, că în campanie nu mi-ați dat nicio conferință de presă? Așa. Deci, PMP-ul față de nivelul extraordinar de polarizare pe care l-a realizat electoratul, nu poate să fie decât mulțumit. Practic am realizat scorul de la europarlamentare. Ne-am fi dorit mai mult, dar suntem mulțumiți că n-am ajuns ca partidul lui Tăriceanu la 1,5% sau lui Ponta la 1%. Deci dintre partidele mici am devenit cel mai mare partid. Ceea ce e o mare victorie. Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Asta despre noi. Vreau să-l felicit pe Nicu Sordan. Este noul primar general al capitalei. Am văzut că doamna Firea speră că spre dimineață se schimbă numărătoarea. Nu, doamnă, nu-i ca la Joana. Aici e treabă sigură. Deci, doamna Firea, ați pierdut. Mergeți acasă, la copii. Sau vă întoarceți înapoi în trustul lui Voiculescu, poate mai transferați ceva bani de la Crescent. În trust. Am văzut entuziasmul lui Ludovic. Vreau să-i spun că are 17% în București. Să zică Boda Prostie că l-a luat la subsoară bani. Deci, cam aici suntem. În ce ne privește, la fel de serios, vă spun că este un semn bun pe această polarizare extraordinară. PMP-ul a reușit să se consolideze ca partid care trece pragul. Nu știu dacă va rămâne 7,2%. Foarte probabil între 19 și 21 a venit electorat al USR-ului, ceea ce foarte probabil va mai ajusta din acest 7,2%, dar este bine cu faptul că s-a consolidat undeva peste 5% în condițiile în care la toate alegerile procentul a fost 5 și puțin. Tot timpul am trecut pragul, apoi 7 și puțin. Pe vremurile astea să câștigi 2% e mare lucru. Altfel, îl aștept pe Ludovic cu steagul pe aici să spună că victoria am câștigat, dar n-a avut nici candidat și la Consiliul General are 17%. Mă bucur tare mult că astăzi nu-i corul pornit din cauza lui Băsescu, a pierdut Nicușor. Uite, Dumnezeu le-a așezat pe toate, să fim toți mulțumiți. Și Nicușor primar general și PMP-ul peste pragul de 5%, ba consolidat chiar cu vreo 2%. Deci treaba e bună, s-a dovedit că socoteala noastră a fost corectă. Acum, sper totuși că Nicușor Dan nu va intra în primăria capitalei, nu-și va prelua mandatul până nu retrage toate cele 400 de procese împotriva primăriei capitalei. Aha, și mai are de plătit și niște daune pe la procese, la unul 31.000, la altul nu știu câte mii, deci sper că va fi un primar care nu o să spună eu sunt în proces cu primăria capitalei. Cred că mâine are o groază de treabă să scrie de astea de renunțare și să nu treacă însă pe la beneficiarii autorizațiilor. Nu-i frumos? Deci avem primar general, avem PMP, cel mai mare partid dintre partidele mici și se face și mai mare. În orice caz, este o bună premiză pentru alegerile legislative. Ce m-a impresionat însă?
lupta pe care au dus-o organizațiile din București, organizațiile de sector. Și nu pot să nu-i felicit pe Mihai, pe Florescu de la 6, pe Ioana Constantin la 1, care au obținut, Mihai au obținut peste 8%. Nu? 8,1. Ioana Constantin 7,6, Florescu tot 7 și ceva. Deci am avut o contribuție relativ importantă pentru un partid mic la aceste alegeri și vom fi destul de importanți și în Consiliul General. Mai ales după ce Orban internalizează că are doar 17% la Consiliul General și poate o să constate că trebuie să dea o bătălie cu USR-ul. M-ar mira ca și că să n-ajungă la concluzia asta. Oricum, bine că a plecat doamna de la voluntari și câți bani a dat săraca, câtă publicitate la voi, să-l vezi pe Mănăstire făcând așa, să-l vezi pe Banciu supărat pe viață că n-a făcut nimeni, nici Băsescu, nici Halaicu, n-au făcut nimic în București, doar cei care urmau să facă, Doamne, ce penibil a fost. În orice caz, despre experiența mea de campanie, vreau să vă spun că, dacă vă aduceți aminte, în 2009, am avut toate trusturile de presă împotriva mea. Dar niciun trus de presă ostil nu și-a permis să nu transmită conferințele de presă și făceam zilnic. E, la aceste alegeri am văzut ce poate face banul din televiziuni. Să nu-mi preia nicio conferință de presă a fost ceva ce n-am crezut că se poate întâmpla. Nu vreau cumva să justific, Doamne ferește, scorul de 8,6. Probabil va mai scădea până la 21. Dar așa, ca gest. Iar celor care mă chemau ca să fac audiență, îi rog să uite numărul meu de telefon. Dragii mei, cam asta e mica mea poveste. Trebuie să mă duc să-mi fac valiza, că eu am servici la Bruxelles. Și mâine la ora 10:30 e o ședință sede. Este Comisia de Securitate și Apărare, Security and Defense. De asta îi spune sede. Și se discută Belarusul. Și trebuie să fiu acolo să-mi dau cu părerea mea prețioasă. Ca un estic care știe foarte bine zona. Altfel, îl rog pe președintele partidului, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-a acordat partidul. Este partidul de la, este scorul de la europarlamentare și ne bucurăm că l-am consolidat în vremurile astea. Mulțumesc tuturor membrilor PMP care nu au avut un complex că suntem un partid mai micuț așa, dar au reușit să țină steagul campaniei. După socotelele noastre, dacă ne uităm la București așa și în zare, prin teritoriu, am devenit al patrulea partid. Îmi pare rău că pe Șică l-au bătut așa de rău pe sediștii la București, dar n-are nimic, își revine. După ce își dă seama, el mâine dimineață o să-și dea seama de rezultatul alegerilor de la București. Acum a ținut să spune că a câștigat. Dar cu 17% nu prea câștigi când PSD-ul are 34%, USR-ul tot 34%. Vom vedea până la final. Sper ca PSD-ul să fie al doilea și USR-ul primul. Dar cert este că PNL-ul e abia al treilea cu sub 20%. Ceea ce ar trebui să-i îngrijoreze, zică prost, dar prost e că a luat blaga PDL-ul și l-a dus acolo de, a făcut 17%, că altfel era el în locul nostru și noi în locul lui.
la procente. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc, Cristi, că ești și azi, că ai sprijinit și campania. Domnul Avramescu, unde? Mulțumesc, domnul ambasador. Mulțumesc la toată lumea. Mă bucur. Mulțumesc și lui Dumnezeu, ne-a dat 7%. Masa mulțumește. Electoratul... Nu mai puțin. Electoratul ăsta e extraordinar. Nu mă lasă niciodată. E nucleul ăsta micuț, dar hotărât. Știi, nu l-au putut convinge nici propaganda, nici nimic. A venit, a votat. Acum doarme liniștit. Eu le mulțumesc și lor și celor care nu m-au votat și rog mult. Data viitoare, când vor vedea cum arată Bucureștiul după încă 4 ani, să aleagă pe unul care poate să și facă ceva. Vă rog, domnul președinte. Domnule președinte, pentru noi este din nou o onoare deosebită, pentru că și de data aceasta ne-ați sprijinit pentru a rămâne un partid cu ambiții mari. E ultima dată. Și vom rămâne pe... S-a scurs tot din mine. Vă mulțumim mult, vă suntem profund recunoscători. Mergem înainte și ne pregătim de următoarea bătălie. Sigur, nava nu dă niciodată înapoi. Mulțumim mult. Stai, gata, nu mai vorbește nimeni. Păi stați că vă spun eu. Încă o dată vă mulțumesc mult. Să dea Dumnezeu să fie bine în București. Dacă o să mă caute cineva să-l ajut la Bruxelles, o să-l ajut cu plăcere. Întrebări luați, domnule Rosescu? Da, dar ce să facem cu ele? Orice. Nu? Nu credeți, domnule, că nu v-am odată în București. Și ni sunteți în locul al treilea politică. Astfel încât să ajungeți prima la capitală. Doamnă, la microfon, vă rugăm. Opțiunea USR-PSD? La microfon. Eu ce să-i fac aceste opțiuni? Credeți că o schimb? Sau dumneavoastră credeți că eu mi-am făcut foarte multe iluzii? Știați. Adică preconizați ceea ce se va întâmpla, dar sunt primele alegeri, domnule Băsescu, pe care le pierdeți. Cum e să pierzi? Doamnă, dacă vroiam să nu le pierd, nu candidat. Da. Deci nu s-a întâmplat o surpriză. Ați vrut să vedeți cum e să pierzi la alegeri? Să dați candidat? Nu. Am vrut să fiu partenerul unui partid pe care l-am înființat. Nu puteam să las un partid la greu. Da, nu-i interviu. Dacă mai sunt și întrebări. Veți permite Partidul Mișcarea Populară să facă alianțe, sau veți sugera Partidul Mișcarea Populară să facă alianțe locale în condițiile în care ați declarat în numărate rânduri că PNL USR Plus v-au trădat în negocieri? Nu. Partidul Mișcarea Populară își va valorifica voturile și funcțiile de consilier. Până la urmă, voturile atât cât le-a primit fiecare listă de consiliu, sunt voturi care trebuie valorificate și puse în slujba cetățeanului. Funcție de condiții, fiecare organizație va fi liberă să negocieze o soluție politică. În orice caz, nu vom fi din categoria acelora care, dacă sunt în opoziție, nimic nu-i bun. Adică USR? Oricine, depinde, nu știu care sunt situațiile în județe, la ora asta, habar n-am. Înțelegem că plecați la Bruxelles, adică renunțați la mandatul de consilier general? Mi se pare mie sau vorbim cu mâinile în buzunar? Nu, mi se pare. Nu, ok. Știți că... N-am înțeles întrebarea. Mergeți către Bruxelles mâine dimineață, înțelegem deci că renunțați la funcția de consilier general. Vreți să o mai puneți odată? Nu înțeleg. Suntem oameni inteligenți. Și la parlamentare, domnule președinte, veți fi din nou locomotiva pe partidului? Care locomotiva? Metaforic vorbim. Să ajungem până atunci. Ați spus că peste 4 ani... Măi, fraților, aveți o pasiune la interviuri, poate mai sunt și alți ziariști care vor să pună o întrebare. Eram singur la coadă și mi-am permis.
Bună seara. O parte din opinia publică a perceput partidul dumneavoastră la aceste campanii ca fiind cumva apropiat de PSD. Credeți că dacă n-ar fi fost această percepție, să-i spunem, rezultatul ar fi fost altfel? Păi n-aș crede. În primul rând, PMP-ul ce trebuia să facă? Să nu candideze ca să nu supere? Celelalte două partide de dreapta au spus nu vrem cu PMP. Și au fost inspirate, pentru că ne-au dat ocazia să ne consolidăm într-o bătălie extrem de grea. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Partidul lui Tăriceanu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Partidul lui Ponta. 1-2%. Pentru noi a fost o extraordinară școală de campanie și de determinare, pentru că să nu credeți că cei care au reprezentat PMP-ul în teritoriu n-au fost călcați în picioare și de PSD și de PNL. USR-ul a mers pe tehnica sovietică a dezinformării, cu renunță Băsescu, nu candidează Băsescu, în ultima clipă nu știu ce face Băsescu. Dar s-a dovedit că soluția noastră a fost corectă. Dacă n-am putut face parte din alianță, ne-am luat soarta în mâini și am obținut același scor ca la generale, ceea ce e foarte bine. Deci, această percepție spuneți că e total nefondată și considerați că a avut sau nu impact asupra rezultatului? Băi omule, m-ai văzut pe mine vreodată altfel decât suspendat de PSD? De unde crezi că mi-ar veni peste noapte dragostea de PSD? Da, bine. Deci PSD-ul m-a suspendat de două ori. PSD-ul mi-a fost cel mai mare dușman în toate alegerile, și la primărie, și la Consiliul General. De unde până unde dragoste pentru PSD? O ultimă întrebare. Cum considerați că o să arate harta politică la parlamentare, în funcție de rezultatul la acestea? Stați să aflăm harta politică acum, după locale, și pe urmă putem evalua. Bine, vă doresc o seară plăcută la toți și ne vedem peste 4 ani. Ca să aflăm ce s-a întâmplat bine în București. La revedere!